Plănuiți un protest în acest weekend în Arad despre ce va fi vorba în fața prefecturii? Vrem să milităm pentru drepturile copiilor care au fost vitregiți de acest sistem protecția copilului din Norvegia. Și nu este vorba doar de familia Bonariu, care are o popularitate mare, ci vrem să ne gândim la toate familiile de români care au fost vitregite de acest sistem. Și mă refer aici la familia Nan, familia Bonariu, familia Rădulescu din Arad, care au avut toți 5 copii, și multe altele. Cei 26 de copii vrem înapoi acasă.